Într-adevăr, premierul Victor Ponta se află astăzi, 19 mai 2012, la Medeaș. În ciuda programului încărcat de la guvern, se știți bine că Victor Ponta a decis ca în fiecare săptămână, o zi, timp de o zi, să fie pe terenul de campanie electorală. Alegerea Medeașului ca locație în care să fie prezent este o dovadă a importanței pe care președintele PSD o acordă orașului de pe Târnava Mare. Importanță pe care n-a acordat-o niciun premier în exercițiu până acum orașului nostru, vă spuneați bine la început. Este o mândrie pentru noi și acest lucru ne dovedește că guvernul USL are un program clar de investiții pentru orașul nostru. De asemenea, vizita premierului Ponta la scurt timp după investire este dovada clară că sprijină toate programele pe care le avem pentru dezvoltarea orașului nostru. Schimbarea României a început odată cu instalarea guvernului USL. Schimbarea trebuie să continue prin alegerile locale, prin alegerea unui primar la Medeaș, USL, a Consiliului Local USL, prin alegerea unui președinte la Consiliul Județean USL și a Consiliului Județean. Atunci o să fie într-adevăr schimbarea 100%, care va continua în toamnă cu instalarea pe 4 ani a putere a guvernului USL.